prezentat-o cu aproape o săptămână în urmă, v-aș ruga să acceptați includerea următoarelor puncte suplimentare care au apărut după momentul convocării ședinței Consiliului Local. E vorba de punctul 39A, proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de selecție a partenerilor privați pentru încheierea unui acord de parteneriat în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare a terenului proiect în cadrul programului operațional Capitalul Uman 2014-2020. Punctul 39B, proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de înscriere în cadrul funcțiare a unui imobil situat de domiciliul Târnapuc, alia Duda, fără număr. 39C, proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de înscriere în cadrul funcțiare a unui imobil situat de domiciliul Târnapuc, strada Fortului, fără număr. 39D, proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de înscriere în cadrul funcțiare a unui imobil de domiciliul Târnapuc, strada Moldoșoaia, fără număr. În fapt, despre ce este vorba, doamnelor și domnilor? E vorba despre locațiile viitoarelor parkinguri supraterane din municipiul Cluj-Napoca. Vreau public să mulțumesc colegilor mei pentru implicare și efortul pe care l-au făcut o perioadă lungă de timp, pentru ca astăzi să venim în fața dumneavoastră cu câteva locații de parkinguri care au fost, din punct de vedere juridic, în sfârșit, rezolvate. De această cale mulțumesc domnului Șurbanu, care încă din mandatul trecut a început acest demers și l-a asigurat. Colegul meu, Dan Tarcea, care cu prospețimea necesară și cu implicarea de specialitate a reușit să finalizeze această muncă. Și în ultimul rând, evident, colegilor mei de la serviciu, revendicării, patrimoniu, juridic, secretariat și direcția tehnică, pentru ca astăzi să putem veni cu aceste propuneri în fața dumneavoastră. În total, așa cum vor fi în punctul 2 de pe ordinea de zi la buget, sunt 5 locații de parkinguri propuse. Este un parking pe Mogoșoaia, 2700 de metri pătrați, Primăverii 8, Mănășturi de 5300 de metri pătrați, Azuca Anghiorghen de 2500 de metri pătrați, Rotușului Mărăști de 2900 de metri pătrați, Băița Anghiorghen de 2700 de metri pătrați. Fiecare parking va avea o capacitate de 300 și 400 de locuri. Vom ști exact după momentul în care se va realiza studiul de specialitate. Pe fiecare dintre locațiile amintite există garaje. În total, pe cele 5 locații, există 471 de garaje care vor fi desfințate și vor fi create între 1500 și 2000 de locuri de parcare, în funcție de dimensiunea fiecărui parking, de pe minim 300, asta înseamnă minim 1500 de locuri de parcare, maxim 400 de locuri de parcare pe fiecare parking, deci maxim 2000 de locuri de parcare pe cele 5 locații. Și evident, Departamentul Urbanist, care a emis și a lucrat la pregătirea documentației care viza pregătirea și corelarea cu planul urbanistic general și cu celelalte puturi și plusuri avizate. Deci, în consecință, de aceea solicităm includerea pe ordinea de zi pentru a putea demara procedurile care vizează întocmirea studiilor de specialitate în vederea proiectării după care a organizării licitațiilor de execuție pentru aceste 5 noi parkinguri pe care le propunem în municipiu. Fac precizarea că în acest moment se află în fază de licitație parkingul din centru sau relativ zona centrală din HDU, pe care îl avem până în 2017, până mâine, depunerea de oferte, 27 este. Nu, la parcul de începutul sfârșitul lunii octombrie este termenul de finalizare, 27 octombrie la luna polivalentă este termenul de depunere a ofertelor. Îl avem în pregătire. O să am o discuție luni finală și verificatoare cu realizatorul parcului de pe Nevoiu, unde știți bine că datorită problemelor financiare ne sunt întârzieri. Vom lua o decizie, în urmă l-am convocat luni pe responsabilul de proiect pentru a lua decizia finală dacă până la urmă vom rezilia acel parking sau mai există o șansă de finalizare. Șansa de finalizare ar însemna că s-ar fina mai repede. Dacă reziliem, înseamnă stoparea lucrărilor, expertiză de specialitate cu cât s-a făcut, licitație pentru conservare, nouă licitație și evident, un nou termen de finalizare. De aceea am insistat, dacă se putea, în funcție de situația financiară a firmei, să-l termine cea care a câștigat, dar dacă nu se va putea, evident, vom fi nevoiți să oferim pentru cealaltă soluție. Deci luni voi avea un răspuns percerându-le firmei să vină cu extrase de cont, cu soluții financiare, pentru restul rămas de executat, pentru a putea să vă ofer un răspuns
final pentru ceea ce înseamnă finalizarea parcului din, din Mănășturi pe strada, pe strada Negoiu. Se află în pregătire două parcinguri, acesta care este pe strada Avram Neagu de la Cimitir, prin regim privat. Deja s-a înaintat o primă documentație la Comisia de Urbanism. De asemenea, un alt parking aici, în Biblioteca Centrală Universitară, de 200 de locuri, realizat din fonduri publice de către Biblioteca Centrală Universitară și care ar veni în împlinirea așteptărilor. De asemenea, facem în acest moment un studiu de prefezabilitate împreună și în parteneriat cu Biserica Greco-Catolică Principalul, de a ști dacă un eventual parking subteran afectează sau nu structura de existență a clădirii, a catedrale existente. Ne va da răspunsul studiul de prefezabilitate din perspectiva componentelor geotehnice. Există acordul de principiu al bisericii pentru a realiza acolo un parking, dar evident sub rezerva că nu se afectează structura de existență a, a catedrale. Vom avea răspunsul când e termenul următorului, dar primul răspunsul la studiul geotehnic, dar la începutul de ce e studiul comandat și pregătit ca atare. De asemenea, domnul Șurubaru, împreună cu colegul meu, domnul Tarcea, și eu am purtat câteva discuții cu proprietarii de supermarketuri ca pe anumite platforme pe care le au astăzi în subteran să realizăm parkinguri subterane. Și începând cu cel din Mănășturi, de la Bila, dar și cu celelalte, suntem în discuții pe aceste terenuri private de a găsi o formă de parteneriat. La unii adesea multe deschidere, la alții mai puține, condiționalități, sunt negocieri și discuții, practic, în, în permanență pe marginea unor asemenea subiecte. Eu cred că și de acolo se va putea concretiza. Și nu în ultimul rând, am renunțat la ideea de a discuta cu Sindicatul din Învățământul Preuniversitar, care, după ce am obținut acordul în Colegiul Director, în adunarea generală, au refuzat să realizăm acel parc subteran pe locația de la Casa Învățătorului, unde aveam nevoie de 5 metri ca să intrăm în subteran cu curtea lor. Și ne-a fost refuzat acel, acel drept. Se află pe masa specialiștilor analizele care vizează benzile dedicate pentru transportul în comun și s-a făcut și se finalizează această simulare pentru că acum avem tot după anul lucru care puțin deformează circulația din zona centrală de măsurătorile pe care le facem și acum totul se are în vedere într-o perspectivă a finalizării podului Traian în primăvara anului viitor, ce înseamnă